Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. La o facultate de medicină din țara Polonia, studenții învață despre importanța somnului și ei înșiși sunt cobai, fiind puși să doarmă în clasă timp de o oră. Fiind puși să doarmă în clasă, adică rugați iar. Este, nu, e la impuse, înțelegi? Asta zic, rugați deci să doarmă. Temă, seminar, se dă examen la dormit în clasă. Pentru ce se pregătesc ei? Pentru viața în minister? Pentru ce îi pregătesc pe acești studenți? Auzi, de ce se chinuie cu studenții aia când poate să ia niște maestri în ale somnului? Da. Gata, pregătiți. Exact. Nu că maestrii nu mai e ce să înveți. Dar noi, de exemplu, am avea mereu ce să învățăm. Eu îmi recunosc... Atunci să mergem ca profesori. Amatorismul. Sau eu ca aș profesor. Putea să ador la catedră oricând, jur. Profesorul de psihologie pozitivă, Maria Cămita. Dar nu există și profesor de psihologie negativă? Hater. Da, asta ar fi... La ce merge? La cursul de hate. Deci, doamna Maria a pus la cale acest curs. Băi, ce înseamnă autonomia universitară? Doamna a constatat că studenții erau obosiți. Studenții sunt totuși normali. Da. Mereu obosiți. Și a constatat că studenții sunt obosiți. Nu există în studenție, nu poți fi decât obosit. Da, exact. Asta a îngrijorat-o pe doamna profesoară, deoarece medicii trebuie să muncească ore îndelungate pentru a avea grijă de pacienți și pentru a rămâne concentrați și eficienți. Și doamna profesoră a decis să învețe cum să se odihnească bine noaptea și să adormă folosind exerciții de respirație, muzică sau meditație, dar în timpul zilei. Practic, când ești student, somnul noaptea mai mult te încurcă. Da. Asta eu acum îmi dau seama, ea a început bine. E o doamnă, nu? Da. E o doamnă, doamna Maria. E a început bine, dar a sfârșit destul de prost. De adică ce? Eu aș fi băgat primele două ore de somn din orice zi. Primele și să doarmă acolo, nu să învețe să se odihnească exact. Noaptea, ci să doarmă direct. Să faci... Adică practică. Asta. Da, exact. Ore de, două ore de practică în fiecare școală dimineață. Altfel și să vii să scrii seminarii. Cum a fost somnul? Ce ai visat? Da. Cum te-ai simțit? Dacă te-ai trezit, era setică, mamă, când te-ai trezit. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.